La legile locale de astăzi, în județul Timiș, sunt așteptați la urne 630.018 alegători înscriși pe listele permanente, pentru care s-au organizat 616 secții de votare, din care 207 sunt în municipiul Timișoara, arată o informare de presă a instituției prefectului Timiș. În județ a sosit în total 3.484.987 buletine de vot, din care 692.975 pentru europarlamentare și câte 698.003 buletine de vot pentru. Mari, președintele Consiliului Județean, consilier locali și consilieri județeni. Sunt cinci buletine de vot la scrutin. Toate secțiile de votare s-au deschis la ora 7.